Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Emil Dumitru, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună dimineața, domnule Dumitru. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. V-am invitat pentru că sunteți inițiatorul și ați susținut o serie de propuneri legislative, o parte intrate deja în vigoare, sunt legi, altele uh, sunt în uh, Parlament, în dezbatere. Acte legislative importante pentru fermieri, pentru sectorul agroalimentar. Și vă propun să începem discuția cu ceea ce este deja aprobat, votat, promulgat. Sigur, vom discuta și de uh, acea modificare prin care întreprinderile individuale, PFA-urile, se pot transforma în SRL-uri fără să-și piardă, să zicem, istoricul. Dar haideți întâi să vorbim de uh, DOR, de uh, legea care instituie această schemă de origine România, o lege care este în vigoare. Ce înseamnă dor de ore de origine România? Practic este o schemă de certificare voluntară pe care Ministerul Agriculturii o va gestiona și încercăm să promovăm produsele agroalimentare românești prin această schemă de certificare. Va fi o procedură simplificată. Din discuțiile pe care le-am avut și cu Ministerul Agriculturii, pentru că Ministerul trebuie să facă norme de aplicare, vrea să fie o procedură foarte simplă în care producătorii noștri să se înregistreze într-un sistem informatic și, practic, să poată să, să folosească în etichetă DOR de origine România. Ne-am inspirat, m-am inspirat, pentru că e o lege la care am fost inițiator. Din legislația europeană și ce au făcut alte state membre, cum ar fi Polonia, a produs polonezii peste tot pe rafturile supermarketelor. Și eu cred că o astfel de schemă de certificare voluntară va crea o identitate vizuală produselor alimentare. Deci nu e nimic anti-european sau Nici care pe departe. Libera Noi am avut sau... schimb de corespondență și cu Comisia Europeană când am avut proiectul de lege la Comisia de Agricultură de la Cameră. Am primit acceptul Comisiei Europene să putem să utilizăm această schemă de certificare voluntară și bineînțeles eu îmi doresc foarte mult ca împreună cu Ministerul Agriculturii să promovăm această schemă de certificare voluntară și bineînțeles este și o componentă de subvenționare a celor, a, a celor producători care utilizează în etichetare în semnul de certificare DOR. Vom discuta evident și de zona aceasta de subvenționare dar întâi haideți să vedem care este uh... Statusul acestei legi în acest moment. Deci este o lege care este, în promulgată, este nu promulgată, e, e monitor în ministerul oficial. Practic. Ministerul? ministerul Agriculturii s-a apucat să facă un grup de lucru împreună cu organizațiile profesionale reprezentative pentru a face normele de aplicare. Mecanismul este foarte simplu. Se înscriu uh, producătorii la Ministerul Agriculturii, cei care utilizează materii prime de bază de pe teritoriul național vor intra în această schemă și vor avea dreptul să utilizeze în semnul de certificare cu DOR. Eu cred că ăsta este viitorul unei agriculturi care să-și promoveze specificitatea locală și producătorii noștri și slavă Domnului că avem ce să promovăm în România. Deci acceptul Comisiei Europene Există cel puțin la momentul un cadru situația legea, la forma Îl legii și formal pentru da, varianta finală. acum acum ministerul face normele și după ce face normele va pune în aplicare această schemă de Aveți certificare. asigurări din partea ministerului? Ministerul, ministerul va susține, nu? Ministerul Agriculturii, așa cum și ministrul și la legea bugetului s-a exprimat că susține această schemă de certificare și cred că este benefic pentru toată lumea. Practic este o lege, nu a lui Emil Dumitru, este o lege pentru fermierii noștri. E oarecum culoarea verde la semafor pentru implementare. Sigur, mai sunt aceste proceduri Birocratice sau de uh, norme metodologice nu? Absolut Anul ăsta estimați că va fi Eu cred, eu cred că da pentru că este vorba de o hotărâre de guvern și o să vedem cum va funcționa Dacă e ceva de îmbunătățit, okay. sigur că în implementare vom vedea ce este de îmbunătățit Dar eu cred că este o măsură bună pe care și Ministerul Agriculturii a acceptat-o și pe care vrea să o promoveze. Haideți să vedem care ar fi avantajele pentru producătorii agroalimentari. Păi, ca rând. să explicăm pe înțelesul telespectatorilor, dacă, spre exemplu, noi avem în, la Matca producători de tomate în spații protejate, care primesc deja un sprijin pe ce înseamnă cultivarea de tomate în spații protejate, degeaba se duc către magazine fără să aibă o identitate vizuală, fără ca acele tomate să fie ambalate etichetate. În momentul în care spunem că sunt tomate produse pe teritoriul național și au intrat în această schemă de certificare, consumatorul alege în cunoștință de cauză și, practic, știe că, chiar dacă va plăti un preț un pic mai mare față de tomatele din Turcia, știe că, practic, finanțează fermierul și, implicit, plătește taxe și impozite pentru dezvoltarea sectorului legumicol din România. Etichetarea asta se va aplica atât la produse, să zicem, procesate, nu știu, produse ambalate, cât și la produse proaspete. Și la produse proaspete se pot adică aplica. toate inclusiv la spre exemplu, știți că România are o problemă cu carnea de porc, uh -huh. da? Dar acolo unde avem producători de carne de porc pe, pe de pe teritoriu național, unde materia primă uh -huh. provine de pe teritoriu național, pot folosi în etichetare la raft pe această schemă de certificare, produsele respective. Vorbeați și de o zonă de subvenționare. Ce ar însemna asta? Mecanismul pe care l-am văzut este cel legat de faptul că Ministerul poate să financeze cheltuiala cu această, acest efort pe care îl face suplimentar producătorul nostru de a folosi etichete, uh -huh. și atunci, sigur că aici este atributul Ministerului să gândească o schemă de. Ajutor de stat pentru a subvenționa utilizarea etichetelor și, practic, și procesul de ambalare, pentru că sunt niște costuri suplimentare, așa cum am și proiectul și legea cu ambalarea, sortarea, etichetarea la legume, fructe și cartofi. Este o inițiativă a mea prin care vreau ca măsurile bune pe care s-au luat pe ce înseamnă. Susținerea legumicultorilor în spații protejate să aibă o finalitate și să încercăm să ducem către e, retail, către comercianții, produsele ambalate într-o anume e, formă, astfel încât să putem, ca și consumatorii pe care îi avem, să aleagă în cunoștință de cauză. Produsele Din ce locale. știu, sumele ar fi prevăzute în buget pentru. Da, pentru aici etichetare. am o promisiune și sper ca Ministrul Agriculturii. Să se țină de promisiune că în a doua parte a anului această schemă va începe să funcționeze și eu cred că este interesul tuturor să funcționeze o astfel de schemă, pentru că este un real sprijin pentru legumicultori să poată să aibă subvenționate 20% din valoarea facturii, nu mai mult de 100.000 de euro pentru persoane fizice autorizate sau SRL-uri sau. 300.000 de, de euro pentru cooperative și grupuri de producători, este un sprijin important pentru ei. Haideți să venim la avantajele pentru consumatori de data asta, aceste etichete cu mențiunea DOR de origine românie. Ați văzut că în ultima perioadă comportamentul de consum al consumatorului din România s-a schimbat, preferă produse locale, produse autohtone. E nevoie doar ca aceste mecanisme de etichetare, aceste mecanisme de sprijin să le punem în aplicare, și eu sunt convins că vom avea succes și atunci nu ne vom mai plânge că mâncăm din import, că avem deficit de balanță comercială. Sigur că este o chestiune de timp ce nu s-a făcut în. 20 de ani de zile uh, pentru a susține agricultura României, așa cum ar trebui și, uh, practic, să putem să, să consumăm produse alimentare procesate de, de pe teritoriul național. În momentul de față, sunt create premisele ca aceste uh, produse alimentare, odată ce sunt prezentate consumatorului și sunt etichetate și au și garanția că sunt pe o schemă de certificare, uh, sigur vor fi preferate în detrimentul produselor provinte din comerțul intracomunitar și import. Bun. Haideți să trecem un pic de la perspectiva națională, foarte importantă și, evident, aici inițiativele legislative, inclusiv ale dumneavoastră, sunt binevenite pentru a sprijini atât producătorul cât și consumatorul. Să mergem un pic la perspectiva europeană. Avem semnale că, în ultima perioadă, Comisia Europeană, tot eșafodajul politic și Birocratic de la Bruxelles, începe un pic să realizeze că în unele zone parcă am mers un pic prea departe cu niște lucruri care sunt în defavoarea fermierilor români, dar și fermierilor din celelalte state membre. Simțiți că la Bruxelles a revenit un pic realismul politic, adică să, să încerci un pic să iei în calcul toate efectele unei decizii. Eu cred că da și sunt semne că Comisia Europeană recunoaște cumva că Pactul Verde European, așa cum a fost el gândit prin reforma Timmermans, care din punctul meu de vedere nu are nicio legătură cu realitățile agriculturii europene, nu și-a produs un efect scontat, ba mai mult Europa din producător de mâncare s-ar putea să se transforme în importator de mâncare, ceea ce este foarte grav. Adică Există acest risc. Absolut, pentru că degeaba subvenționez cu peste 300 de miliarde de euro politica agricolă comună, practic, este a treia parte din bugetul Uniunii Europene, finanțarea de PAC, dacă tu în continuare institui niște condiționalități fermierilor tăi pe care ei nu le pot nu le pot respecta, ba mai mult, creezi o lipsă de competitivitate a sectorului agroalimentar european. Dovadă este derogarea de GAEC 8, care practic consfințește că prevederea din regulament care obliga fermierii să lase 4% din suprafața exploatației pârloagă, au recunoscut că, că era o prevedere total contraproductivă și practic nu, conduc, nu conduce niciun fel la o dezvoltare a agriculturii sustenabile la nivel european și aici e nevoie de un dialog constant. Am văzut că președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a și anunțat că se fac consultări cu organizațiile profesionale reprezentative la nivel european pentru a încerca ca pe noua arhitectură de PAC să se elimine toate aceste Bariere care nu fac altceva decât să scadă uh, încrederea fermierilor europeni în politicile promovate la, la nivel de Bruxelles. Uh, cred că trebuie să gândim și din perspectiva faptului că nu suntem într-o competiție loială cu țările terțe. Comisia Europeană face acorduri de liber schimb cu uh, niște țări unde. Normele de producție sunt diferite și atunci e normal ca fermierii europeni, fermierii români, să fie nemulțumiți și să nu mai aibă încredere în Comisia Europeană. Apropo de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a, a anunțat recent că va candida pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, următoarea comisie. A existat un sprijin explicit din partea președintelui României, Claus Iohannis. Vom avea în câteva zile, cred, un eveniment politic european în, în România, la București, unde va participa doamna von der Leyen. Din perspectiva dumneavoastră și din evaluarea dumneavoastră, viitoarea Comisie Europeană va fi mai prietenoasă cu fermierii, chiar dacă vom avea același președinte al Comisiei. Va exista o înțelegere mai aproape de realitate a mizelor și până la urmă a modului în care se poate face în paralel și susținerea agriculturii și atingerea unor obiective uh, rezonabile pe care toată lumea și le dorește de uh, protecția mediului. Este arhi cunoscut că Ursula von der Leyen a obținut mandatul de președintă uh, urmarea susținerii grupului politic din PPE, Partidul Popular European. Noi spunem că suntem Partidul Fermierilor, iar la București la evenimentul pe care îl vom organiza. Și unde sunteți și unde implicat, sunt în implicat în comitetul de organizare, nu știu Cu siguranță foarte multe mesaje vor veni în zona de susținere a agriculturii și slavă Domnului că avem ceea ce, ce să susținem. Eu îmi doresc deci foarte va fi mult un eveniment centrat sau una din temele principale da, de un, discuție. una Vor fi temi... mesaje către fermieri. Absolut, vor fi mesaje puternice pe care le vor promova oamenii politici în la acest eveniment și eu cred că nu va avea un sprijin necondiționat doamna Ursula von der Leyen, ci mai degrabă trebuie ca noi, Românii, să să ne urmăm niște obiective și să-și asume într-adevăr niște obiective pe care să le pună și în aplicare. Bun, discutăm despre problemele la zi în agricultura românească după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Emil Dumitru, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Domnule Dumitru, vorbeam la începutul emisiunii că printre uh, inițiativele legislative cu impact pozitiv, sperăm uh, pentru comunitatea fermierilor români, se află și o propunere de modificare, o propunere recentă din partea dumneavoastră de modificare a modului în care se poate face o trecere de la întreprindere individuală sau de la PFA la uh, o formă de organizare juridică de tip uh, SRL. Povestiți-ne un pic, în primul rând, de ce ați simțit uh, nevoia și oportunitatea, până la urmă, de a face o asemenea modificare. E o nevoie reală sesizată de fermieri sau de alții agenții economici și pe de altă parte, care este în acest moment statusul acestei propuneri legisurate. Sigur, este o inițiativă depusă și au fost sesizate birourile permanente. Eu sper să o adoptăm în procedură de urgență. Ordonanța 44, care reglementează înregistrarea persoanelor fizice care vor să devină persoane fizice autorizate SRL și PFA și Ii, să poată să, fie, să se transforme. Practic în România avem peste 436.000 de astfel de entități ca și persoane fizice înregistrate fiscal. Ordonanța nu permite o transformare, ci efectiv dacă fermierul vrea să poată să, uh, re, uh, să se transforme. Nu poate. Deci trebuie să-și desfințeze o întreprindere da, de la individuală la zero, unde are leasing-uri, unde are credite, unde are un istoric bancabil, unde are achiziții de terenuri și așa mai Cred departe. Că, poate fonduri europene și fonduri europene. Și, at europene. și atunci practic merge la uh, Registrul Comerțului și depune documentația ca și cum ar face un SRL nou cu act constitutiv, capital social și rezervare de denumire, dar ei vor fi păstrate codul de identificare de scopuri de TVA și CUI-ul. Și cuiu și atunci A, deci și, cu va rămâne, da, și cu va va rămâne dar doar că va fi schimbată Sigur. denumirea Sigur. societății. Este important pentru că, spre exemplu, la PFA nu ai voie mai mult de 5 activități de coduri CAEN. Ori avem fermieri, și Sigur. dau exemplu din zona de agricultură, pentru că aici am studiat problema, care vor să se dezvolte și, uh, și număr de angajați, Sigur. la fel, sunt Sigur. restricționați. Eu cred că este o inițiativă care. Va fi susținută de toate formațiunile politice, pentru că nu face altceva decât să creeze cadrul prin care o persoană fizică înregistrată fiscal să aibă posibilitatea să se transforme într-o societate cu răspundere limitată, fără să-și piardă istoric. Nu vedeți că ar fi probleme de ordin juridic? Am avut discuții și cu Registrul Comerțului, am făcut. O expunere de motive în care am arătat importanța acestei, acestei inițiative legislative. Colegii cu care m-am consultat uh, au fost de acord și atunci Bun. am depus acest proiect de modificare a ordonanței 44 pe 2008. Da. Pare a fi o o soluție bună, sigur, fermierii care doresc să facă asta. Sigur, este trecere, opțional, sigur. nu este absolut nimic obligatoriu, dar trebuie să existe un mecanism prin care să, pot fi, să poată fi transformate de aceste. Deci, estimați un impact pozitiv în. Da, în estimez, sectorul estimez pentru că avem, spre exemplu, fermieri care au accesat fonduri europene, stau în perioada de monitorizare 5 ani, între timp ar vrea să treacă în, la contabilitate în partidă dublă, să-și dezvolte afacerea și se văd nevoiți ne să rămână un captivi unei forme de organizare simplificate, fără ca uh, legiuitorul să-i poată oferi posibilitatea să se transforme într-o persoană juridică. Că vorbim de viitorul mandat al Comisiei Europene, trecem iar un pic la chestiuni continentale de... Comisia Europeană, până la urmă. Cum vedeți politica agricolă comună 2027 2000 Cât va fi? 34, cred, 7? Da. Cred că vom. Asista vor mai fi subvenții, la... vor mai fi plăți directe, așa cum Vom există asista acum? la o schimbare de arhitectură. Eu cred că vor fi niște alocări financiare acordate fiecărui stat membru cu o flexibilitate mult mai mare. În accesarea fondurilor europene. Probabil că vor exista în continuare cei doi piloni, doar că modul în care vor legifera la nivel european nu va mai fi atât de abrupt în, și diferențiat foarte mult în raport de nevoile pe care statele membre. O să fie un cadru general după care statele membre își vor alege din meniu de măsuri pe care și-l stabilesc ce să financeze și cum să financeze. Acum trebuie să fim conștienți că Banii, ne probabil vor fi mai nevoile puține. pe care le are Uniunea Europeană sunt foarte multe vis-a-vis -vis de migrație, vis-a-vis -vis de protecție socială, vis-a-vis -vis de uh, cheltuiele militare. militare dar în egală măsură eu cred că nu se poate renunța la finanțarea unei politici ca agricole pentru că Europa are nevoie în continuare să își susțină Mediul rural, satul și, bineînțeles, fermierii. Vedeți realist obiectivul pentru 2027 de a încerca, măcar în următoarea politică agricolă comună, să ajungem la convergență 100% în ceea ce privește plățile directe? Vă fac o desăinuire, să știți că în mesajul pe care îl va susține și președintele Senatului la acel eveniment, unul din mesaje va fi cel legat de. E, e, de zona de convergență a plăților directe, pentru că nu putem să avem o Europa cu două viteze. Europa de Est are nevoie de niște certitudini în acest moment și una din certitudini este o promisiune pe care trebuie să o facă președinta Comisiei Europene, aceea de a se lupta ca media Uniunii Europene pe ceea ce înseamnă subvenție să fie atinsă de către noile state membre care au aderat la Uniunea Europeană. Ultima întrebare. Cum arată anul agricol și cum arată culturile de toamnă în ferma familiei Dumitru din județul Călăraș, în sudul României, foarte aproape de Dunăre? Nu? Da, trebuie să spun că dacă aș fi să comentez cum arată o fermă în vest, ar spune că în vestul României, ar spune că arată foarte bine la noi în Ca sud. În vest, nu? La noi în sud din păcate regimul pluviometric este unul deficitar la acest moment. Se simte deci, situează e... pentru că am avut doar 186 de litri pe metru pătrat de la începutul anului agricol. Aici, e, aici cred că e vom depinde foarte mult de Precipitațiile care vor veni în luna martie și aprilie, vom avea greu. Nu știm dacă vom avea greu suficient ca și producție ca să se acopere costurile, cert, da. însă sunt optimist că trebuie să facem cu toții mai multe eforturi pe ceea ce înseamnă infrastructura principală de irigații, dacă vom reuși să rezolvăm problemele pe care le avem cu reabilitarea infrastructurii principale de irigații. Fermierii nu cer absolut nimic, cer doar să poată să își salveze culturile. Și Dar, atunci, până la urmă, e treaba dumneavoastră, a politicienilor da, să. Eu, eu cât am. Să țineți programul acesta de investiții. Am putut, în am putut, am și să îmbunătățiți absolut, ce e de Este un an, repet, este un an atipic. Cultura de rapiță nu arată bine pentru că a fost da. semănată. În, într-un sol uscat și precipitațiile au venit foarte târziu. La cerealele păioase, sigur, culturile arată bine la acest moment, dar începe să se simtă deficitul de apă în sol. Sperăm să vină ceva precipitații în perioada următoare. Întotdeauna agricultura României traversează astfel de momente mai puțin plăcute, dar dacă vom reuși ca acel 1,5 miliarde de euro să-l investim în infrastructura principală de irigații, probabil că vom avea peste 2 milioane de hectare de teren irigate și atunci România va avea o centură de siguranță pe care fermierii și-o vor pune și vor reuși să îi salveze culturile. Domnule Dumitru, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Îmi punem punct ediției de astăzi, Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!